Sute de familii din Drobeta Turnu Severin așteaptă de ani buni repartizarea unei locuințe sociale. În ultimii ani au depus solicitări persoane care fie nu au un acoperiș deasupra capului, fie plătesc lunar chirie. Consilierii locali spun că mare parte din bugetul local pe anul acesta ar fi normal să se îndrepte pentru rezolvarea acestei probleme sociale. Pentru bugetul pe 2014, bineînțeles că și locuințele sociale trebuie să reprezinte un capitol distinct și bine precizat în bugetul primăriei, pentru că până la urmă această povară socială este a noastră, a tuturor, și trebuie să-i răspundem cumva. Reprezentanții municipalității au în plan preluarea unor clădiri pe care să le transforme în locuințe pentru cei sărmani. Viceprimarul Marius Creciu a declarat că sunt peste 200 de dosare depuse până în acest moment. Cererile au fost depuse în ultimii ani. Primăria are în plan să preia de la Ministerul de Interne, prin hotărâre de guvern, două clădiri în zona poliției de frontieră, clădiri pe care să le modernizeze și să le dea celor care au depus un dosar. Am făcut deja demersurile necesare și așteptăm să le preluăm, a declarat Marius Creciu, viceprimarul municipiului Drobeta Turnu Severin. Potrivit reprezentanților primăriei, locuințele vor fi reabilitate cu fonduri de la bugetul local.